Hai, salut! Băieți, în 2023 s-ar putea să vedeți, să urmăriți cea mai tare întrecere ever. Ce am făcut? I-am scris pe Instagram lui Andy Popescu, celebrul YouTuber cu Lamborghini, și l-am provocat la o cursă, o întrecere între Lamborghini-ul lui și o săgeată trasă de arcul meu. Și eu l-am provocat și am pus pariu cu el pe o cutie de whey protein, că săgeata trasă de arcul meu este mai rapidă decât Lamborghini-ul lui. Singurul răspuns pe care mi l-a dat Andy a fost faptul că omul a înțeles greșit și a crezut că vom face cursa plecând de pe loc. Nu. I-am explicat că de fapt va avea un avans de 100 de metri și dacă nici asta nu va fi suficient, cred că am să-i dau încă 100 de metri, deci să aibă un avans de 200 de metri, iar eu voi trage doar pe 100 de metri. Deci, cu alte cuvinte, Andy va pleca din spatele meu de la 100 de metri, prinzând viteza, accelerând continuu. Ce se întâmplă? Nu știu ce viteză maximă are Lamborghini-ul lui Andy. Probabil vreo 350-400 de km pe oră. Habar nu am. Săgeata trasă de arcul meu are o viteză la ieșirea din arc de 352 de FPS, adică 107 metri pe secundă, în condiții ideale. Și am săgeți pentru condiții ideale, care prind 107 metri pe secundă. Bun, transformat în kilometri pe oră, înseamnă vreo 385 de kilometri pe oră. Acum intervine o parte mișto a fizicii. Andy va accelera continuu, pe când săgeata mea va decelera continuu. Dar, dacă vă aduceți aminte, în 2017, săgeata mea a fost mai rapidă decât un avion la Vădei Flying, cu ocazia unui eveniment. Dar cred că toată lumea ar fi curioasă să vadă rezultatul unei întreceri dintre Lamborghini lui Andy Popescu și o săgeată trasă de mine, de Broadheader. Așa că oficial Andy Popescu te provoc și pariul rămâne valabil, o cutie de whey protein, pentru că am văzut că îți place sala, te-ai apucat de traze fiare, ceea ce e de apreciat. Și eu trag de fiar de 17 ani, anul o să fac 18, așa că m-am gândit să pun pariu pe ceva semnificativ. Bineînțeles, n-am banii tăi, mi-ar fi plăcut să am banii tăi, așa că am pus pariu pe, repet, o cutie de whey protein. Deci, în anunțul oficial, în văzul tuturor, Andy Popescu, te bagi la provocarea mea, accepti tu cu Lambo versus eu cu arcul cu săgeți. Și dacă vrei să facem lucrurile și mai interesante, pot aduce și arbaleta și să vedem dacă și arbaleta e mai rapidă decât Lamborghini-ul tău. Voi ce spuneți, băieți? Ar merita în 2023 o astfel de întrecere? V-ați uita sau ați venit fizic să asistați la întrecerea anului? Ei bine, Andy Popescu, aștept răspunsul tău. Datele mele le găsești pe pagina de Facebook cu același nume, Broadheader, inclusiv numărul de telefon, sau poți să-mi lași un mesaj chiar aici, pe YouTube. Hai, aștept răspunsul tău, indiferent care va fi acesta. Numai bine, Doamnește! Ceau!